Papa Francisc va ajunge la Iași pe 1 iunie. Timp de două ore, suveranul pontif va ține o slujbă religioasă și apoi se va adresa mulțimii din piața Palatului Culturii. Apoi, el va merge cu Papa Mobilul pe traseul Palatul Culturii, Bulevardul Pietonal Ștefan cel Mare. În jur de 150.000 de oameni sunt așteptați la marele eveniment. În această perioadă pregătim materialele pentru informarea credincioșilor despre Papa Francisc, despre cine este Papa Francisc, dar și despre mesajul pe care îl transmite el oamenilor, creștinilor. Accesul să fie permis pe baza biletelor, gratuit, care vor fi trimise în parohii în cele 157 de comunități romano-catolice din dieceza de Iași, de pe teritoriul Moldovei și a Bucovinei. Și, bineînțeles, pe lângă aceste bilete, pe lângă comunitățile romano-catolice, vom stabili și un mod prin care și ceilalți pot să participe, și creștinii ortodoxi, dar și de alte confesiuni. După ce vizita Papei Francisc a fost confirmată oficial la Iași, locurile de cazare din oraș au fost rezervate în proporție de 90%. Cei mai mulți turiști vor veni din Polonia, Ungaria, Germania și Republica Moldova. Eu, deși sunt ortodox, chiar aș vrea să merg să-l văd. Când ai aflat că vine în Iași, cum ai primit vestea? Curiozitatea a fost, o bucurie? A fost o chestie neașteptată, că n-am înțeles că 20 de ani nu a venit nimeni, un reprezentant din ăsta mare în România și a fost oricum wow. Cu mare drag și cu mare emoție, cu mare și o prețuire deosebită pentru acest papă care a făcut ca să se unească toți oamenii pentru rugăciune, pentru salvarea sufletelor, dar și pentru salvarea naturii și a globului pământesc. La Iași, Papa Francisc va veni însoțit de 30 de cardinali, personal medical și peste 100 de jurnaliști din toate colțurile lumii acreditați la Vatican. În Moldova există cea mai mare comunitate de catolici din țară, peste 200.000. Momente inedite la Australia.